Bună ziua, bine ați venit astăzi în Lespez. Ne aflăm la sediul primăriei. Este frig, n-a venit încă primăvara. În schimb, noi încercăm să ne continuăm lucrările începute pe diferite proiecte în anii anteriori. Aici, în stânga noastră, se află construcția remizei de pompieri, lucrare începută acum 2 ani de zile, lucrare finanțată, cofinanțată din bugetul local al Comunei Lespez și parte cealaltă de finanțare din fonduri europene prin GAL Siret Moldova, fonduri de la AFIR. La sfârșitul lunii aprilie, credem noi, se va semna procesul verbal de recepție a lucrărilor. Lucrarea este în proporție de 90-95% finalizată. Urmează ca și constructorii să monteze grupul electrogen pentru alimentarea hidranților și pentru bazinul de 60 de metri cubi de apă. Dacă semnăm procesul verbal de recepție, depunem tranșă finală la AFIR pentru a ne recupera banii pe care i-am investit din bugetul local al Comunei Lespez, buget care a suportat lucrarea în totalitate până la ora actuală. Tot pe AFIR am făcut recepția finală la lucrările de modernizare piața agroalimentară, lucrare finalizată de contată de către AFIR, verificată de către inspectorii AFIR. Și în perioada decembrie-ianuarie am depus pentru tot pe GAL Siret Moldova, pe fonduri AFIR, un proiectel mic pentru achiziționarea unui buldoescavator. Buldoescavator care va deservi comunitatea, va deservi primăria Comunei Lespez în ceea ce privește lucrări de cosit, igienizare, săpături și alte lucrări necesare comunității. Lucrarea a fost avizată de către Centrul GAL Siret Moldova, a fost avizată de către ea și urmează să primim viza celor de la Piatra Neamț și dăm drumul la procedurile de achiziție. Buldoescavatorul achiziționăm în primă etapă din bugetul local al Comunei Lespez, avem prevăzut 350.000 de lei pentru această lucrare, iar de la fonduri AFIR vom primi în jur de 100.000 de lei, deci ne recuperăm 100.000 de lei, dar utilajul ne este necesar, fiindcă vom evita să, sau de câte ori vom avea nevoie să intervenim la lucrări minore în comunitate, vom avea utilajul nostru, avem băieți pregătiți pentru așa ceva și va fi benefic pentru comună. Ieri am depus documentația la notariat, la Pașcani. Am achiziționat o suprafață de jumătate de hectar de teren, 5.000 de metri pătrați, pe care o vom pune la dispoziția celor de la, o vom preda celor de la Apa Vital în cadrul programului Arsaci, în cadrul Arsacisului, în cadrul programului POIM, după cum știți că avem o investiție destul de mare, de câteva milioane de euro la nivel de comună, apă și canal. Singurul lucru care ne lipsea nouă comunității locale, nu aveam terenul aferent construirii rezervorului stației de pompare a apei în satele Bursuc și satele Heci. Am reușit și am cumpărat teren de la persoane fizice. S-a depus documentația în vederea întocmirii actului de vânzare-cumpărare și ulterior scoatem din circuitul agricol și îl predăm celor de la Apa Vital pentru a realiza procedurile de achiziție publică în vederea executării acestei lucrări. Acum 2 săptămâni, a plecat de la Compania Națională de Investiție documentația avizată pentru amenajarea complexului sportiv din satul Lespez, complex sportiv care cuprinde un teren de fotbal cu o suprafață de 60 pe 120, cu tribune vestiare, sală de ședință și tot ce trebuie, investiție realizată 100% de către Compania Națională de Investiții. Noi am predat amplasamentul acum vreo 7 luni de zile către această instituție. Documentele au fost verificate de către cei de la Compania Națională de Investiții, am depus inclusiv documentația însoțită de certificat de urbanism și autorizație de construire, am predat amplasamentul, a trecut de comisia lor din cadrul Companiei Naționale, a ajuns la Ministerul Dezvoltării, se așteaptă ordinul de ministru și procedurile de achiziție publică pentru executarea lucrării. În cadrul programului Angel Salini avem o documentație depusă pentru 6,6 km asfaltare, modernizare prin asfaltare, drumuri de interes local în cadrul Comunei Lespez. Avem prinse tronsoane principale în toate satele componente ale comunei. Valoarea investiției este de 100 de miliarde.
fără TVA. Așteptăm, s-au cerut clarificări, la noi nu a fost cazul. Așteptăm ca cei de la Ministerul Dezvoltării să ia lista cu proiectele respective și să semnăm contractele de finanțare și probabil va fi aceeași procedură ca și în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în cadrul NDL-urilor, vom primi un avans sau pe măsura derulării lucrărilor se vor deconta lucrările în funcție de stadiul realizării la momentul respectiv. Am reușit să finalizăm cu cei de la Electromagnetica București lucrarea de extindere a rețelei de iluminat stradal în zonele unde nu aveam rețea electrică. Este vorba de satele Heci, Dumbrava și Buda. Am această modernizare, această extindere a rețelei s-a făcut pe colateral drumului județean 208, 208N. Rețeaua electrică se oprea la un moment dat, se oprește în satul Heci, are continuitate în satul Lespez. Noi am venit suplimentar cu extinderea acestei rețele. Lucrarea s-a terminat zilele trecute, urmează să facem recepția, plata se face în tranșe egale pe o perioadă de 5 ani de zile, la fel cum s-a făcut plata și pentru modernizarea instalației de iluminat stradal, unde la ora actuală funcționează ard 1000 și vreo 200 de lămpi moderne, lămpi care sunt încă în garanție și care nu ne-au făcut probleme până acum. Tot săptămâna trecută am reușit să instalăm și componentele pentru stația de încărcat electrică mașini. Săptămâna trecută lucrarea a demarat, procedurile au demarat anul trecut. Din păcate am stat foarte mult la avizare, aproximativ 6 luni de zile, la E.ON, trebuie să spun lucrul ăsta, datorită birocrației, comodității, documente, avizări, comisii CTE, respingeri la comisii. După 6 luni de zile, în sfârșit, am reușit să obținem avizul, am instalat firida, avem stația instalată, urmează să semnăm contractul de furnizare energie cu cei de la E.ON, să montăm contorul și printr-o aplicație cei care au mașini electrice sau cei care trec prin zonă, noi primăria vom plăti către E.ON energia electrică la consum, la preț de consum casnic, 0,6-0,8 cât este la ora actuală pe kilowatt, încasează banii Electromagnetica și banii vor fi returnați comunei Lespez. Prețul la încărcare nu va fi de 0,8 sau 0,6, prețul va fi undeva la 1,82 lei pe kilowatt, așa cum se practică la toate stațiile de încărcare electrice în țară, numai că diferența va veni primărie Lespez. Deci investiția se va amortiza probabil în câțiva ani de zile și ne este benefică, fiindcă noi în perioada imediat următoare depunem un proiect și pentru achiziționarea unui microbuz electric pentru transportul copiilor la școală. Alte proiecte în derulare. S-a reușit finalizarea studiului de fezabilitate prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară între cele 5 comune Lespez, Tătăruș, Valea Seacă, Sirețel și Vânători pentru aducțiune gaz-metan. SF-ul este gata. Zilele acestea se va depune electronic. O să așteptăm ulterior să vedem în funcție de prioritățile pe care le are guvernul sau prioritățile proiectelor sau selecția proiectelor, să vedem în ce măsură se face. Urmează ulterior noi să facem intabularea tuturor drumurilor pe unde va trece rețeaua de gaz metan și apoi se trece la întocmirea proiectului tehnic. Dar întâi de toate se semnează contractul de finanțare. Noi ne facem datoria, îl depunem zilele acestea, se depune electronic și așteptăm apoi de la Ministerul Dezvoltării să vedem ce priorități sunt în țară și cum vor considera cei de acolo ordinea proiectelor depuse. Vor fi depuse multe în țară, probabil unele pentru extindere, noi depunem pentru înființare rețea de gaze naturale.
Prioritatea avem fiindcă venim, sunt la nivel național, din ce știm noi, pe asociații de dezvoltare, cum suntem noi cele 5 comune, sunt destul de puține, foarte mulți au depus individual. Șansa noastră ar fi că suntem mai mulți. Să dea Dumnezeu să fie bine și să semnăm contractul de finanțare, că după aceea este de lucru. O să avem de lucru, v-am zis, cu apă și canal și în rest avem lucrările noastre de zi cu zi. Vreau să vă zic că la începutul lunii februarie am achitat o factură de aproximativ 50.000 de lei, 500 de milioane la E.ON, cu recalculări de prin 2018 până în 2021, în decembrie. Nu știu de unde vin, noi suntem buni platnici, plătim curentul la zi, ne-au venit recalculări cu... Nu, nici eu nu știu de unde au venit, am dat 500 de milioane. Vreau să vă mai reamintesc că subvenționăm 100% colectarea gunoiului. Dacă în anii trecuți plăteam în jur de 2 miliarde și ceva pe an pentru acest serviciu, anul acesta cred că facturile undeva la gunoi se vor acumula pe total an în jur de 4 miliarde, 5 miliarde. Avem sumele prevăzute în buget, deocamdată putem face față. Rugămintea mea către cetățeni este alta. De săptămâna viitoare, dacă este cald, vom forma echipe, vom merge din casă în casă, vom da saci menajeri la toate gospodăriile, încercăm să intrăm toată lumea să facem colectare selectivă. Făcând colectare selectivă, ne scade și prețul la gunoiul menajer, odată prin lipsa unei cantități de gunoi care se cumula cu cel menajer și a doua oară scade prețul fiindcă demonstrăm că facem selectiv. Fiindcă dacă mergem în ritmul ăsta, în câțiva ani de zile nu o să mai putem suporta aceste costuri, nu o să mai putem suporta aceste cheltuieli și vom fi nevoiți să intrăm la taxă pe populație. Taxă care se practică în toată lumea, numai că eu am susținut și o susțin în continuare. Unii plătesc, alții nu plătesc. Pentru cel ce nu plătește, pune bani în bugetul local, cel ce plătește e bun platnic. Nu este normal ca pentru unul să pui bani și pentru altul să nu pui. Și atunci am ajuns la un consens în cadrul Consiliului Local trecut și actual, atâta timp cât putem suporta din bugetul local această taxă, vom merge înainte. Deci rugămintea mea către cetățeni și revin. Facem colectare selectivă, încercăm să dăm cât mai puțin gunoi, să nu mai ducem gunoi la locurile pe care le știm întotdeauna, că erau niște locuri, niște grope acolo, fiindcă cei de la Garda de Mediu vin și vin cu amenzi peste noi. Amenzile le plătim tot din bugetul local, tot din banii cetățenilor și nu are nimeni nimic de câștigat. Uitați, vine primăvara, intrăm iarăși la curățenie, iar văruim, iar curățăm, iar mergem pe Albia Siretului, iar mergem în Râpa X, în Ravena cealaltă, să adunăm peturi, să adunăm sticle. Toată iarna am adunat peturi, am adunat sticle, am chemat mașina pentru colectare selectivă aproape săptămânal, ieri am dat sticla alaltă, ieri am adunat peturile, le-am dat la colectare selectivă. Deci oricum de săptămâna cealaltă o să intrăm să dăm saci menajeri la toți cetățenii din comună. Și mai am o rugăminte către cetățeni. Au apărut în spațiu public, nu discuții, fapte concrete. Există câini vagabonzi, câini aduși de la orașe, câini aduși din alte comunități, cu microbuze, cu mașini, lăsați, fiindcă avem târgul ăsta vinerea, și lăsați la marginea lespezului, la marginea heciului. Acești câini, unii și-au găsit stăpân, alții nu și-au găsit stăpân. Există persoane care au câini și nu și-i țin în curte. Speța de săptămâna trecută, despre asta este vorba. Câinii unui cetățean au sărit gardul, au ieșit în stradă și au atacat o persoană. Noi, ca și comunitate locală, suntem la ora actuală sincer legați de mâini și de picioare. În ce sens? Logic și normal, ar trebui să facem un adăpost pentru câini, pentru câini vagabonzi. În mediul rural, la ora actuală, cred că în țară, nu există așa ceva. Sau dacă există undeva la periferia marilor orașe făcute de către marile municipii. Ce înseamnă să construiești un adăpost pentru câine? Bani.
cheltuială de la teren în extravilan, la nu știu ce distanță de ultima locuință. Să ai apă, să ai electricitate, să ai oameni angajați, să oferi mâncarea celor câini. Și în termen de nu știu câte zile, 14-16 zile, să le găsești un stăpân și apoi să îi eutanasiezi. Deci noi suntem o comunitate mică, avem un buget limitat. V-am zis mai devreme, plătim mult la gunoi, plătim mult la curent, plătim diverse cheltuieli și întreținem niște obiective pe care le-am creat în anii precedenți, de la centrale, școli și tot ce avem noi să funcționeze. Nu ne putem permite și nu avem bani pentru a crea, a construi un adăpost pentru câini. Asta ar fi una din variante. Cealaltă variantă ar fi să apelăm la o firmă care să prindă acești câini și să-i ducă. Unde să-i ducă? Câte adăposturi știu cetățenii noștri că există în zona limitrofă Pașcaniului? A fost unul, s-a închis. A apărut pandemia, n-au mai venit cei din Franța să adopte câini și câinii stau o perioadă acolo, în adăpost, nu sunt eutanasiați, li se dă drumul, ajung la noi. Rugămintea mea către cetățeni, cei care sunt în stare să-și țină câinii acasă, să-i țină în curte și să-i hrănească. Fiindcă o soluție o să găsim până la urmă, nu știu. O analizăm, o gândim. Suntem între ciocan și nicovală. Siguranța copiilor, siguranța cetățeanului, dar e și partea cealaltă de cetățean, așa să-i spun, care, dacă îi pui o floare pe stradă, merge mâine și ți-o fură. Dacă îi pui un geam de sticlă la stația de autobuz, a doua zi ți-l sparge. Dacă îi pui un ghiveș de flori pe stâlp, nu e în stare să pună un gram de apă acelei flori, așteaptă să vină cineva să-i ude floarea. Mai și rău, ți-o fură. Ceilalți sar de la una la alta. Soluția cu câine o vom găsi. O să trebuiască să o găsim. O să discutăm, analizăm și vedem ce vom face. Cei de la drumul județene cosmetizează spațiul adiacent drumului județean 208-208M, de la Buda până la ieșire cu Valea Seacă. Se nivelează acostamentele, se curăță șanțurile, vor veni lucrări de plombare, trasare, marcaje. Astăzi cu băieții, e frig afară, am semănat mac, mac roșu, care am zis eu că o să dea frumos, o să dea o imagine frumoasă în vară. Dacă de Dumnezeu și plouă, acele semințe vor încolți și vom avea mac. Am plantat în ghivecele pe care le vedeți dumneavoastră pe partea străzii, stânga, dreapta, în lespezi și în heci, avem bulbi de gladiole, gladioli roșii și galbene. Să dea Dumnezeu, ele au încolțit, să dea Dumnezeu ca acele gladiole să crească și într-o lună și ceva să le avem, gladiole, lalele, să crească, să le vedem înflorite și să rămână acolo până ce se ofilez de la sine. Să sperăm că nu o să trebuiască să umblăm noaptea, să vedem cine-i, nu dau nume, am găsit persoane care au luat flori, le-au adus înapoi, am găsit persoane pe camerele de luat vederi care mi-a luat ghivece cu flori de pe holul primăriei și l-am prins și l-a adus înapoi. Deci, dacă ne ajutăm, trebuie să ne ajutăm reciproc. Deci noi suntem aici ca să facem treabă pentru dumneavoastră, să încercăm să aducem cât mai multe proiecte, cât mai multe investiții, fără a apela la bugetul nostru local, fiindcă este limitat. Este un buget care ne permite să funcționăm, dar ca să investim este mai greu. Lucrări sunt multe, vor fi multe și anul acesta. Vom face împrejmuirea la școala de la Lespez. Vom amenaja muzeul din curtea școlii de la Heci. Vom construi un teren de mini-sport, cum e cel de la Heci, îl vom face în satul Buda. Intrăm la școala din Dumbrava și reparăm, schimbăm acoperișul, cosmetizăm curtea și amenajăm curtea școlii. Pregătim pentru microbuz electric, pregătim pe fonduri de mediu și pentru PNRR, eficientizare energetică a construcțiilor civile, avem și sediul primăriei, avem și proiectul pentru școala de la Bursuc și proiectul pentru școala de la Dumbrava în totalitate, fiindcă pentru cele două școli au fost depuse proiecte și la Piatra Neamț,
la Regina de Nord-Est, pe alte programe, deocamdată nu avem niciun răspuns de acolo și atunci căutăm soluții ca să intrăm în reabilitare totală și acestor două unități de învățământ, chiar dacă ele sunt unități mai micuțe și copiii mai puțin frecventează aceste școli. Dar în primă urgență intrăm din bugetul local să păstrăm cum e școala la Dumbrava, trebuie obligatoriu schimbat acoperișul. Sunt multe lucrări. O să le vedeți în curs de derulare. Rugămintea mea către cetățeni este să fim alături unii de alții și noi muncim aici pentru dumneavoastră. Dacă am văzut comentariile, revin la ce s-a întâmplat cu cățelușul, că există o barieră între instituția primăriei și o anumită parte a cetățenilor. Nu există lucrul ăsta. Atât voiam să-l întreb pe acel cetățean, ca și spirit civic, pentru comunitate. Ce a făcut el? Dacă a văzut o hârtie pe stradă, a luat-o, s-o pune la un coș de gunoi sau așteaptă să vină cineva să o culeagă. Suntem o comunitate mică. Avem 20 de persoane, 21 de persoane care beneficiază de ajutor social. Unii au 6 ore, unii au 8 ore, unii au 12 ore pe lună. Îi scoatem într-o săptămână și facem curățenie. Și cam atât putem face cu ei. În rest, dacă nu ne ajutăm noi cetățenii, unii pe alții, nu vom reuși să ne păstrăm, să avem o comună frumoasă și să funcționăm cum ar trebui să funcționeze.